Puține formații rock din lume se pot mândri că au în spate peste 45 de ani de activitate. Cazul Phoenix este așadar o singularitate nu numai în perimetrul românesc al genului. Generația pop-rock a anilor 60 de la noi, a grupurilor vocal-instrumentale în terminologia epocii, mai înregistrează cazuri de astfel de continuități longevive. În cazul instrumentiștilor, ori al diversilor muzicieni. Însă trupa timișoreană nu are concurență tocmai prin continuitatea în valoare repertorială de peste decenii, dublată de o popularitate atribuită pe drept cuvânt celui mai mare grup rock din România. După 7 ani de la prima încercare de iterare a istoriei, aceasta este și cea definitivă. Am zis. Noi am început ca formație de acompaniament, orchestra școlii de muzică numărul 2. Acompaniem soliști. Și în formula de atunci am câștigat locul 2 pe țară, la București, la concursul, ce știu eu, național al școlii. Brigada s-a desființat, brigada artistică, după ce am luat premiu, dar orchestra a rămas împreună. Și ne plăcea să cântăm, eram înnebuniți, ne cântam din pasiune. La ora aceea se cânta Cliff Richard mult, Shadows, Ventures, piese instrumentale, foarte multe, și care sunau superb. Gitara electrică apăruse ca instrument solist, era o chestie nouă. Și am apucat să fac și o gitară electrică, mi-am făcut singur primele doze. Deja am început să-mi fac niște efecte cu tranzistori. Magnetofonul l-am transformat în distorsionator, de supramodulam. Timpul real al chitarelor electrice era mai aproape de Timișoara, situată în vestul României, cel puțin în anii 60. Pe de altă parte, de la jumătatea deceniului se difuza de la București emisiunea radiofonică Metronom a lui Cornel Chiriac. Primii care au ajuns să formeze Phoenix-ul a fost Covaci cu mine. Noi ne-am cunoscut prima oară. Pe urmă, ulterior, s-au lipit Bordeanu, care a devenit solist local. Ulterior au venit Claudiu Rotaru și Pilu Ștefanović. Deci cam ăsta era nucleul și ne numeam Sfinții. Desigur, Sfinții, după serialul Sfântul, care era atunci, și am avut de furcă cu autoritățile, Sfinții, Religie, Cruci, n-a mers și mi-au sugerat să schimbăm numele și Claudiu Rotaru a venit cu ideea să ne numim Phoenix. Și atunci s-a numit această formație Phoenix, de prin anii 67, arată. Noi eram influențați la început de Beatles, în orice caz, dar Beatles apăruseră ceva mai târziu. Ce cântam, bă? Am cântat Monkeys, am cântat chiar o piesă înainte de a începe cu Beatles și pe urmă Birds. Și în momentul în care Moni și-a descoperit talentul de a face show, ne-am axat foarte mult pe Rolling Stones. Deci noi cântam vreo 160 de Beatles-uri, care le știu și astăzi, și cântam vreo 40 de Rolling Stones-uri. Dar trebuia să alegi, că în orice aveai 3-4 ore de cântat la club. Norocul nostru că în vremea aceea ajunseseră să avem clubul nostru. Nu ne comanda nimeni, cântam de 3 ori pe săptămână și eram regi la noi acasă. Și puteam să experimentăm, puteam să facem ce ne trecea prin cap. Unele experimente au dus la noi soluții, la noi modalități de expresie. Altele le-am abandonat, n-a ieșit, n-a sunat, ce știu, n-a plăcut la lume. Dar nu ne-a interesat niciodată dacă place cuiva. Până ce a venit Pilu, eu cântam cu Nicu la gitară, Camo la gitară, Claudiu Rotaru la gitară
Și eu stăteam pe un scaun cu un premier în față și îi băteam la tobe. Și cântam fără microfon din spate, de la tobă, de la premier. Și după aia au văzut ei că nu sunt chiar așa bun toboșar și l-au luat pe Pilu și atunci am trecut în față să cânt. Și așa s-a dezvoltat chestia. Primele înregistrări de la jumătatea anilor 60 au fost, cu toate influențele beat, două melodii de factură etno, astăzi de negăsit. Cele mai vechi documente audio și video încep de la sfârșitul deceniului luminos în noaptea comunistă. S-a construit o enclavă în Timișoara, zicem așa, până la 40 de tenderi de cicisbei, în care spun că erau destul de reticenți la început, Nicu și Camo, iute în o soară. Dar până la urmă au văzut că aici e bine, mișcă cu oamenii. Și din una în alta, dintr-un pahar într-altul, dintr-o poveste în alta, din nopțile, cum m-ai întrebat, în care nu vorbeam numai despre Mick Jagger și Paul McCartney, că asta era, de fapt, o temă de ceartă, eram grupați pe aceste caractere. Mai era și literatură și asta s-a născut. De ce facem noi numai cover? De ce să nu facem piesele noastre? O filmare din primul studio A din strada Moliera vechii televiziunii române târzie în comparație cu primele compoziții ale grupului. Componența se stabilizase cu fostul baterist Bela Camocea trecut la chitară bas, solistul Moni Bordeanu fără chitară cu care apăruse în grup. Trupa este flancată în dreapta de Nicu Covaci, în stânga de pianistul Günther Reininger, în spate tronând primul virtuos baterist Pilu Ștefanovici. Lipsește aici însă fondatorul și nașul noii titulaturi, chitaristul Claudiu Rotaru. Noi am fost influențați de orice venea din vest pe vremea aia. Deci de curentul pop, care era și muzică, și filme, și literatură, de curentul hippie, vestimentație, etc., etc. Clar, influențele au fost foarte mari și probabil că se și resimt în, și în texte, și în stilul de muzică, și în vestimentația cum apărea formația pe vremea aceea. Dacă în 68 la festivalul studențesc de la Iași se duce Phoenix-ul cu corzi și cu suflători și cu grup de la liceul de muzică,
și câștigă locul întâi la Festivalul Național al Artei Studențești. În 69 vine Roșu și Negru și Fenixul la primul festival A, al clubului A, cu Omule și cu Roșu, nu mai țin minte, Roșu și Negru, cum îi spunea. O recunoaștere oficială, desigur, a fost la Iași, unde Cornel, unde a trebuit foarte bine amintit și precizat că a fost Cornel Chiriac, șeful comisiei, dar noi nu ne cunoșteam, practic. El, dacă știi, se ocupa și de jazz și de blues și tot ce era în lume bun la ora aia și avantgardă, să zicem, el se ocupa, avea deschidere mare și i-a plăcut foarte mult, nouă ne-a dat marele premiu și din câte țin eu minte, locul 1 și 2 nici nu s-a dat. Așa mult ne-a apreciat pe noi, știi? Melodia a cărei filmare a avut un scenariu scris de Cornel Chiriac a fost descoperită cu mult noroc în arhiva televiziunii române, urmărind cartea autobiografică Phoenix, însă eu, semnată de Nicolae Covaci. Se întâmpla la puțin timp după primul mare premiu câștigat la Festivalul Artei Studențești de la Iași, Phoenix fiind invitați la scurt timp în studiourile radiodifuziunii de același Cornel Chiriac, devenit prin noua sa emisiune Metronom un mentor al tinerilor melomani din toată țara. O piesă de factură progresivă, în ton cu voga internațională a genului transformat din beat în rock. La baterie apare pentru prima dată Dorel Vintilă Zaharia, care avea să facă carieră și după Phoenix cu multe din cele mai mari grupuri autohtone. Eu am fost exact în perioada când au fost ei la Iași, de-au luat premiu, eu eram în armată. Fusesem luat în armată cu câteva luni înainte. Dar pe ei i-am adus până la vremuri, nebunul cu ochii închiși, dimineață de primăvară. De fapt, au fost primele mele încercări de aranjament muzical pentru o trupă. Covaci a recunoscut chestia asta chiar în cartea lui, aia, Phoenix, vestită, istoria Phoenixului. Astea au fost primele mele încercări de aranjament muzical, deci ieșind de la tobe. Și au făcut un succes extraordinar aceste piese. Înregistrat în radio deja în 65, în Timișoara. Nu mai știu unde sunt înregistrările acelea, păcat de ele. Și de piese frumoase, nu le-am mai reluat niciodată. Știu că iubești și tu, știu că mă iubești, dispare și nu știu mai ce. Iar în 68, când am revenit, am înregistrat în T8 și am înregistrat, deci în clădirea radioului și la Electric Record, în Thomas. În studio. Dar Cornel se ținea de noi, el era practic producătorul nostru. Și ne încuraja, mai fa așa, mai fa așa, mai cântă, hai încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și la un moment dat s-a cântat foarte interesant, deja eram psihedelici pentru vremea aceea. Puțin, să zicem, psihedelică, ca urmare a faptului că noi la un moment dat ascultam și Zappa, Frank Zappa. Și atunci am fost inspirați oarecum, deci cum ți-am zis, noi am fost conectați la muzica occidentală.
Și atunci, la filmare, acum că mi-ai amintit, mi-am adus aminte că Cornel Chiriac a venit cu ideea, cu filmarea aceea, într-adevăr, dar și noi am avut deschidere la chestia aia. Și era o chestie de avangardă pentru ora aia. Dar din păcate, aia nu s-a dat niciodată pe post. Cornel a fost, practic, producătorul primelor discuri al lui Phoenix. Producător, ceea ce numim noi producător. S-a dus, le-a aranjat, fiind de că noi eram înnebuniți la ideea că, tehnic, Beach Boys au imprimat pe, pe erau, nu știu, 24 de canale. Pe vremea era, adică era one take, cum să spun, te duceau, nu, la radio televiziune și spuneau toată formația și îi dădea drumul și ce ieșea, ieșea. Ideea de a, de a imprima separat era revoluționară și le-au trebuit 24 de ore să imprime Good Vibrations, care a fost atunci, pentru noi a fost o chestie nemaipomenită, imprimatul pe canale, mixajul și așa mai departe. Și Cornel a folosit treaba asta în când a imprimat Phoenix-ul, cu care avea o legătură specială. Făcea și alte multe lucruri care nu erau chiar în ochiul public, adică lucrările lui, ajutorul pe care lucrările lui cu Phoenix de pildă sau cu alte formații pe care le ajuta, nu erau trâmbițate. Ulterior s-a aflat ce făcea, cum îi ajuta, fiindcă nu era chiar de bun augur să se știe că el era de fapt un fel de ajutor din umbră a unor formații, a unor grupuri care altfel n-ar fi prins imprimări, difuzări și așa mai departe. Am primit marele premiu și premiul de compoziție și eu am plecat direct de la festival cu Chiriac, așa cumva ne-am și împrietenit. Și am plecat cu el la București și să aranjăm, să facem niște imprimări. După aceea ne-am întors la Timișoara eu și el s-a ocupat de noi în sensul că nu a fost un producător clasic, un producător clasic ăla care îți aranjează bucățile, îți spune aici, băgăm vioară. El a fost și un fel de producător în sensul că a aranjat toate chestiile să putem imprima, să facem un disc, să fim cântați la radio, să se scrie ceva în ziar. Deci așa cum un fel de manager, așa. Thank you.
Din nou despre primul festival național de muzică pop din România, Cluba, desfășurat la Casa de Cultură a Studenților din București, Grigore Preoteasa, un templu al grupurilor rock care au făcut istorie, dar și sediul clubului de audiții înființat de Cornel Chiriac. Aceeași perioadă de înflorire a muzicii progresive și în România, prin lucrări de anvergură mergând de la suite improvizatorice până la adevărate opere rock. Phoenix au fost din nou pe lista premianților. Ecourile continuă până astăzi. Sincron Sideral s-a prelungit aproape vreo 2 ani, în perioada 66-67. Apoi a fost prima apariție a formației Phoenix în București, când primul lor concert, dacă nu mă înșel, a fost la clubul ATF-ului, actualul ATF, atunci era IATC. Și știu că imaginea Phoenix a rămas adânc întipărită pe aici printre muzicienii bucureșteni. Tot atunci Cornel Chiriac la Metronom a prezentat pe larg formația Phoenix și atunci cred că a început acea ambiție a conservatoriștilor din București să facă și ei trupe cam precum sunau Phoenix. Eu am venit în București în 1964. Exista Sincron, exista Sideral Modal Quartet, care au o trupă foarte interesantă, exista Mondialul, firește, și am avut, țin minte, un șoc la Casa de Cultură a Studenților de aici, din spatele operei, când au venit prima dată cei de la Timișoara, grupul Phoenix. Nu venea să cred că sunt și altfel ca aspect decât noi, dar mai ales ce muzică. Muzica lor era cu totul specială, deși și ei la început imitau grupurile occidentale. Ei, pletoși, cu pantaloni strâmb și soioși, chitariști, zgomotoși și fanteziști, mini-juc, foarte scurt și strâns pe trup. Ei, tu șei, îndrăcit ca un berbec. Cam așa arăta tramvaiul 6 la orele concertelor supraaglomerate de la Sala Lira, apoi de la Casa de Cultură a Studenților, unde sfinții au fost ajutați din plin cu o singură condiție, schimbarea numelui. Dar să revenim la fantezia rock prezentată de Phoenix la primul festival Cluba, care nu a rămas înregistrată, dar ale cărei ecouri se vădesc, recunosc vechii membri, în această piesă existentă doar în filmarea televiziunii române, realizată tot de un timișorean muzician, Titus Munteanu, împreună cu Dan Mihăescu. Și împărțit la 80. Acolo ne-am dat drumul. Deci, într-adevăr, se cânta părți improvizate, se improviza foarte mult și eram dispuși, eram atenți și aveam inspirație. Se improvizau tot felul de situații, chiar cu vocea. Să improvizezi niște părți cu voce e o chestie. Eu nu mai am așa ținere mare de minte, că am trecut printre atâtea de atunci și muzical și... Dar am impresia că făcea parte. Da, cred. Că așa era și titlul operei, Omul în 3-6 de ore, știi? Deci sunt convins că de acolo e. Thank you.
Festivalul s-a vrut național de muzică pop și după ținerea primelor două ediții s-a hotărât că n-a fost național. Eu am scris de câteva ori la Flacăra, mă exprimam atunci, plecasem de la Săptămâna și am scris Festivalul Național de Muzică Pop și apărea Festivalul Cluba. Acest festival n-a fost niciodată recunoscut. Dar el a existat și a dat foarte multe vedete și mai ales a făcut un lucru extraordinar, a consacrat marea formație de sorginte românească Phoenix. Iată în premieră secvențe audio din lucrarea prezentată la Casa Studenților cu accente vădite de atitudine, dacă nu militantism, în vocea solistului Moni Bordean. De precizat că și trupele din celelalte mari centre universitare, Cromatic din Cluj, Roșu și Negru din Iași și Sideral Modal Quartet din București, au prezentat lucrări de amploare cu viziuni conceptuale. Ca fiecare tânăr care are puțin ocazia să vadă sau să citească, eu am avut norocul că bunica mea deja în străinătate și mai trimitea aia niște reviste, mai o carte și știam puțin cam ce se întâmplă, plus mai vedeam la televizor, la sârbi și influențați totuși puțin de muzică, puțin și de țoală și toată atitudinea. Eu sunt mândru că am fost unul dintre micii mesageri a unei generații care, mă rog, nu a fost prea favorizată la ora aia, dar așa am simțit și efectiv eu nu am scris singur, de fapt am simțit că și generația vrea să spună același lucru. Ceea ce înseamnă război, ceea ce înseamnă așa, să te faci unul cu altul. Nu mai are rost. Să mergem bine, să trăim în pace, fără război. Omul la început a fost neștiuitor. A cucerit focul, l-a scăpănit. Până focul s-a întors împotriva lui. Omul a lipsat de ploaia de foc. Ploaia de foc care a răsurit plecă toată lumea. Ploaia de foc! Tinerii se identificau imediat. Deci, prima cântare a unui cântec, prima ieșire pe scenă la un club de dans, era hit pentru Timișoara. Și în trei luni auzeai pe Temir Cine cântând undeva la o masă într-o grădină de bere. Cântecul tău. Sigur că atunci ai primit aripi, te-ai înfoiat, și a început să scrii tot mai des. Din momentul acela, cum să zic, că a văzut și Nicu și toți și ne-am făcut un grup omogen de frondă. Piesa, filmată cu vechiul baterist Pilu Ștefanovici, subîntinde același influențe psihedelic și underground, fiind editată oficial pe al doilea disc Extended Play de Electric Record în 69. Imediat, un membru din următoarea generație Phoenix va depune mărturie despre valoarea melodiilor din perioada beat, chiar și când stilul trupei se schimbase și luase o turnură total originală. Thank you.
fost primii și am preluat foarte repede ce se întâmpla în Occident. Ca dovadă că au venit manageri din străinătate și au vrut să ne ducă chiar afară. De exemplu, a fost un italian foarte înstărit, care i-a plăcut foarte mult. Mi-a și adus primele ghitări serioase pe care o am și acum. Deci, două Fender-uri, una de bas și una de solo. Mi-a dus acel italian în ideea că ne va duce în Italia și mergem la casa de discuri ale Celentano să scoatem disc și urma turnee, spectacole. Deci el a intuit că noi reprezentăm ceva și pentru Occident. Noi cântam într-un limbaj occidental. Toată perioada mea cât am fost la Phoenix, prin asta se caracterizează că noi am fost conectați la limbajul internațional, desigur sonor, nu chiar și comportament. Câteva încercări pe care în parte Covaci le-a preluat din repertoriul lui Bordean. Bordean fiind un tip prolific și talentat, după părerea noastră, și mă rog, el a compus în bună măsură toate cântecele, deci șlagărele care au penetrat, să zicem, lumea muzicală în perioada anilor 60 până prin 70, deci 67, 68, 69, și m-aș referi la Canarul nebunul cu ochii închiși, De-aș fi un eschimos, Vremuri, deci Tramvai, Tramvai cu etaj și tras de cai, și o serie întreagă de cântece pe care lumea muzicală de pe vremea aceea le-au luat drept mari hituri și care au rămas, cred că, până zilele noastre autentice. Atunci a fost o perioadă de înflorire, aș putea spune, a trupelor rock, asta ne interesează în primul rând. E adevărat, nu prea aveau posibilitatea să cânte și în alte limbi străine, pentru că pentru nici limba română era limba străină, la televiziune sau la radio, dar iată că documentele rămase de atunci pe discuri Electrecord, chiar primul disc Phoenix, sunt două melodii românești și două melodii străine, nu-i așa? Cu Lady Madonna și Friday on My Mind. Plăcea, eram tiner, asta e caracteristic tinerătului. Și nici dacă voiam să facem bani, nu puteam, pentru că banul la ora aia era apanajul compozitorilor și cântăreților de curte. Dacă vrei, îți dau exemple. Grigoriu, Radu Șerban, toți compozitorii care compuneau pentru curte și cântăreții care executau. Dacă nu executau ce le scriau ăștia, nu mai apăreau. Și era scritură de sertar. Cântau odată la radio și se lua banul. Noi nu cântam nici la radio, nici la TV, ci doar în cluburi și spectacole și nu luam banul. De exemplu, pentru primul disc al nostru, Hey Tramvai, care, după câte știu eu, s-a vândut în jumătate de milion, eu am luat 600 de lei.
vremea respectivă, care era un salar mic pe lună. Da, deci asta este, asta a fost și a fost istoria. Primul disc, deși a rămas în istorie prin compozițiile proprii, Vremuri și Canarul, a putut apărea așadar grație celor două preluări din repertoriile Beatles și Easy Beats, impuse de Electrecord. Departe de a impresiona prin popularitatea în plină creștere, formația din provincie a avut de făcut față mai multor opreliști decât și-ar putea închipui astăzi chiar și un apropiat al show business-ului autohton. Mi-aduc aminte la primul disc scos la Electrecord, în 68, când am cântat Lady Madonna, există o formulă distorsionată. A sărit inginerul de sunet, a venit la noi într-un sală. Dumneata, nu auzi că îți distorsionează chitara? Și da, normal, păi am făcut-o să distorsioneze. A dat cu mâna și mi-a aruncat instalația jos. Da. Zic, dumneata, nu te atingi de acest instrument. Este muzica mea, sunt instrumentele mele, mă lași în pace. Pus din nou, a plecat, a lăsat pe alții. Și bine a făcut că a plecat. Deci omul ăla nu a auzit în viața lui chitară distorsionat. Canarul galben ca un gălbenuș, cu pene moi și ochii duși, cânta de după sârmele de-argint și versul se pierdea în vânt. Deodată ochii triști din cap tresar și dă din aripi, dar în zadar, lovind cu pieptul sârmele de-argint, căzu în jos cu pieptul frânt. Totul a început ca o joacă, după aceea, în momentul în care am fost implicați, am început să gândim. Gândirea noastră a fost, fiind influența de Dincolo și Bob Dylan, deci mai mult ca o formație de protest. Așa au fost și o parte din marea majoritate a textelor, cum e Canarul, căruia i s-a dat după ce o altă interpretare. Nu? Cu pene moi și ochii duși, plângea de după sârmele de-argint, și plânsul-i se pierdea în vânt. Și plânsul-i se pierdea în vânt. Și plânsul-i se pierdea în vânt. Marele succes a fost Hei Tramvai, deci Vremuri și Canarul. După care la al doilea disc în 69, ne-au dat voie să cântăm ce vrem noi, Floarea Stâncilor și celălalt. Nu ne-am mai impus piese străine, dar la început ne-au impus două piese străine. Încă o piesă de mesaj existentă printr-o a doua filmare în Arhiva Televiziunii Române. În 1968, anul cel mai plin al perioadei Beat, Phoenix au întreprins și primul turneu cu trenul organizat de Teatrul de Stat din Ploiești. În vară au cântat întâia dată și pe litoral, la Hotelul Perla din Mamaia, pentru ca anul următor să revină la Eforie Nord în Barul Litoral. Aveau un parfum deosebit.
aveau alte influențe, aveau alte surse de inspirație la Timișoara decât la București. Și asta probabil că i-a ajutat să-și cristalizeze propriul stil mult mai rapid decât cei din București. Aici posibilitățile de informare, pentru că în fond de informare e vorba, erau mai reduse decât la Timișoara. Gândiți-vă că Timișoara este extrema vest a României și accesul la televiziunile înconjurătoare din țările apropiate erau ceva mai emancipate, ca să zic așa, decât televiziunea română. În 1969, exaltat și impulsiv pe măsura faimei pe care și-o cucerise printre numeroșii săi prieteni și adepți, Cornel Chiriac a propus univoc un recital al formației pe scena celui mai occidental festival pop internațional din estul Europei, în anul în care urma să concerteze și Cliff Richard, actor principal cu trupa sa Shadows în filmul Tinerii, cel care a influențat la maximum apariția formațiilor de chitară electrice în România. A stat cu noi 10 zile în București la Hotel Nord, unde eram vizionat zi de zi, deși noi eram deja trecuți pe planul de repetiții la Brașov. Deci noi urma să cântăm la Brașov, la CER, în 70. Și când și-a dat seama că de fapt nu o să apucăm, că ăștia doar ne țin în loc, ne-a lăsat la hotel, s-a dus la Brașov, a făcut un scandal monstru, s-a îmbătat, a dat foc la niște perdele și a întins-o. Singurile lui bagaje, când a întins-o, erau benzile cu Phoenix. Păi nebunul a fost ca text inspirat de piesa lui Beatles, Fool on the Hill, știi? Dar a fost cu direcție precisă, la care ei nu s-au prins nomenclatura de atunci. Nebunul cu ochii închiși, care stă într-un vârf de munte și nu vede. Era, desigur, Ceaușescu. Toate sunt la mod acum și tot exagerat. Timpul trece ca un fum și tot va fi uitat. Da, da. De aici, deși ele au fost prezente pe tot parcursul interviurilor luate pentru emisiune, realizatorii nu mai pot ocoli lupta deschisă, permanentă, cu reprezentanții zeloși ai autorității, cu cenzura comunistă. Deși a rămas în istorie ca cea mai luminoasă perioadă de până în decembrie 89, sfârșitul anilor 60 a fost plin pentru Phoenix de avataruri. Începând cu practic izgonirea lui Cornel Chiriac, porțile au început să se închidă una după alta. Am încercat în acest film, împreună cu scenaristul Ioan Grigorescu, modalitate nouă. Vorbesc de limbajul cinematografic, în sensul ăsta. Ambiția noastră a fost ca să încercăm să fim mai la zi, pe cât posibil, cu fenomenul cinematografic din lumea întreagă și ceea ce este esențial în acest film, adică ceea ce cred eu că este esențial în acest film, e ceea ce se cheamă puterea de sacrificiu. Sau, dacă vreți, capacitatea de a avea un ideal și un echilibru. Cenzura urmărea diverse subterfugii ale textului sau printre cuvinte sau... Dacă au fost niște... Deja apăruse un moment canarul, care de fapt el ar fi trecut neobservat, dar făcându-se filmul și tratând o temă care era vorba de libertate, atunci s-a asociat perfect, chiar s-a potrivit și a fost filmul retras și grupul a fost suspectat că făcea propagandă unei pseudo-libertăți care de fapt era și nu era și dacă nu ai pe aia mori după gratile, chiar dacă îți de argint. Canarul calben ca un căbenu, cu pene moi și ochii duși, cânta de după sârmele de-arci și viersui se pierdea în vânt. Deodată ochii triști în capre s-au
și dă din aripi, dar în zadar. Lovind cu pieptul sârmele de argint, căzu în jos cu pieptul frânt. La un concert de ceasta s-a întâmplat chiar înainte de a pleca, cu invitație oficial, Bordeanu s-a cam luat de zona oficială a sălii de sport, care era plină. Și erau și prim secretari atunci și tot stafful Timișorii care a părăsit, care a părăsit zona, urmând ca pedeapsa să vină foarte scurt timp, în sensul că Felix a fost desfințat sau scos de pe toate, interzis. Sărman ca nații s-a părut, căzările ți s-au deschis, dar n-ai trăit decât un vis. Rănit tu ai căzut, canarul galben ca un gălbenul, cu pene moi și ochii duși, plângea de după sârmele de argint și plânsui se pierdea. În 1971 avea să înceapă și sfârșitul culturii libere în România, odată cu întoarcerea lui Ceaușescu din turneul asiatic prin lansarea tezelor de la Mangalia și a celorlalte restricții care au amprentat opera și cariera celor mai mulți dintre artiștii români. Plecarea carismaticului solist Moni Bordeanu, după un concert de adio cu cântec în mai 1970, decapitase grupul și atrăgea atenția oficial la cel mai înalt nivel asupra focarului de infecție occidentală, nu numai beat, reprezentat de Phoenix din Timișoara. Aparentul sfârșit avea să aducă, precum își ursiseră înșiși membrii grupului, un nou început, o renaștere, alte vremuri. Ceea ce s-a adunat în toți anii, am dat drumul că știam că plec și... am dat drumul să spun și eu ceva chestii care m-a enervat toți anii. Că era, de fapt, cum se întâmplă de multe ori, oamenii care sunt în conducere fac greșeli. Și s-au făcut greșeli mari. Dacă ne-ar fi lăsat, cred că n-ar fi avut așa mari probleme dacă ne-ar fi lăsat. Din contră, ar fi putut poate să profite, să se ocupe de noi și să devenim mai, cum să spun, mai de importanță pentru ei decât contra lor. 71, după plecarea lui Moni, era iminent că formația Sfinții și-a încheiat cel puțin o perioadă. Și-a încheiat, respectiv Phoenix, și-a încheiat activitatea. Noi am avut un traseu clar, bine definit. Ce a venit după, practic nici nu trebuia să se numească Phoenix. The Power Play, piesă de rezistență. 1, 2, 3, 4. Un episod târziu și mai puțin cunoscut al relației Chiriac-Phoenix este documentat de o înregistrare a emisiunii Metronom, realizată de radiofonist la Europa Liberă, atunci când invitatul său a fost nimeni altul decât Moni Bordeanu, venit din America. A fost o întâlnire ca și cum doi prieteni iară s-au întâlnit și am stat la el, mă duceam cu el la studio și ne-am sfătuit și hotărât să fac o bucată acolo pe care el o transmite în România, niște imprimări, numai așa, numai eu la gitară și după aia băteam într-o buță, într-o tobă mică, așa să fie puțin sound. Și a fost o perioadă faină, că era un băiat tare bun. A venit și el la mine după aia în state, i-am făcut rost
i-am dat ca și cum el a stat la mine și pe baza acestei adrese el primea atunci un fel de green card, așa se cheamă în state, vrea și el odată să emigreze în America. Dar la soartă i-a dat altceva, din păcate. Din piesele care le-a produs Chiriac și nu s-au pus pe disc, acum când s-a scos CD, am impus Electrecodului să le treacă și pe ele. Deci în acel, pe acel disc ce se cheamă Anii 60, sunt și piesele făcute cu Cornel Chiriac. Deci Ulciorul, Vânt Hai numărul 1, Vânt Hai numărul 2, niște piese care erau foarte curajoase la ora aceea. Poate a fost la timpul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat.